Un act de vandalism săvârșit de persoane încă necunoscute a fost înregistrat ieri în centrul municipiului Deva, în zona pizzeriei Veneția, situată la câteva sute de metri de primăria reședinței de județ. Trunchiurile a 7 arbori au fost secționate la bază în proporție de peste 60%, astfel încât arborii să cedeze la un vânt mai puternic sau din cauza greutății zăpezii. Lucru care s-a și întâmplat ieri dimineață, copacii tăiați căzând peste terasa pizzeriei. Ieri dimineața, angajații pizzeriei Veneția și-au anunțat șeful că un arbore a căzut lângă terasa lor. După puțin timp a mai căzut unul, de data aceasta peste umbrelele de pe terasă. La o primă verificare, angajații au constatat că toți copacii aflați deasupra terasei au trunchiul secționat mai bine de 60% pe cale de a cădea și aceștia. Actul de vandalism a fost sesizat la pompieri, garda de mediu, poliția locală și cea municipală, iar SPIGM Deva a fost solicitat pentru îndepărtarea pericolului. Am fost la fața locului și s-a constatat că arborii respectivi au fost ciopârtiți de către persoane neidentificate până în momentul de față, fapt pentru care am fost nevoit să eliminăm pericolul și să recurgem la tăierea definitivă a arborilor respectivi. Nu știu, nu a fost cu topor, nu știu dacă a fost cu drujbă sau cu un fierăstrău. Aproape de sol, tulpina a fost tăiată în proporție de 60-70%, astfel încât vântul sau greutatea zăpezii să poată face în așa fel încât arborii să cadă. Nu prezentau pericol, arborii respectivi erau tineri. Tei sunt de câțiva ani, tuia de asemenea de câțiva ani, erau arbori care nu prezentau pericol și nici măcar nu necesitau să fie toaletate. Actul de vandalism de distrugere a arborilor este cu siguranță unul premeditat, iar motivul se va cunoaște probabil când vor fi prinși autorii sau autorul, dacă vor fi prinși. Până una alta, Deva pare un oraș fără stăpân și fără pază. Dacă astfel de acțiuni se petrec în centrul orașului, chiar lângă primărie și alte instituții, iar poliția locală nu știe nimic. Probabil n-au fost în orașe unde sunt arbori și protejați, îngrijiți. Asta pot să spun. Da, dar dacă s-ar fi întâmplat o nenorocire, cădeau arborii peste oameni. Nu vreau să fiu pesimist. Eu merg pe ideea că nu s-a întâmplat și așa. Să ne bucurăm că nu s-a întâmplat și altă nenorocire. Inadmisibil o chestie de genul ăsta. Trebuia mai, adică un pic organizat, imediat, dacă s-a întâmplat ceva, să poată să se acționeze rapid. Păi, probabil poliția închetează cazul că s-ar fi întâmplat noaptea, nu s-a întâmplat în ziua ce s-a întâmplat. Și pe timp de noapte nu există niciun serviciu, nimic? Aici e întrebarea. Păi da, trăim într-o comunitate în care trebuie să funcționeze și noaptea, nu numai ziua. Redacția Hunedoara 1 TV a încercat să obțină date despre ancheta desfășurată de Poliția Locală Deva, însă la sediul direcției din subordinea primăriei Deva nimeni nu a vrut să facă declarații. Aș dori să vorbesc cu purtătorul de cuvânt al instituției sau cu directorul instituției vis-a-vis de incidentul cu copacii tăiați de la pizzeria Veneția. Să știți că momentan purtătorul de cuvânt nu este la sediu și cineva din conducerea instituției nu poate să dea relații? Voi vorbi cu dânsii să văd și vă vom suna înapoi. Eu aștept la telefon, vă rog. Este o convorbire înregistrată, tocmai ca să nu existe dubii. Aștept la telefon. Da. Mulțumesc. După ce dispecerul a vorbit cu dânsii, adică șefii instituției, am fost pasați la secretara dânsilor. Nu pot face legătura, o să vă dau numărul de la secretariat, să vorbiți acolo, bine? La secretariat, aceeași poveste. Aș dori să iau legătura cu cineva din conducere. Am spus dispecerului de serviciu despre ce este vorba. Incidentul de la pizzeria Veneția. Nu un pic, vă rog, da, da. Nu, momentan nu o să am cu cine, sunt ieșit puțin conducerea. Dar totuși am auzit că vorbiți cu cineva.
nu, am întrebat să văd, da, și mi-a zis că este Dacia. Deci purtător de cuvânt nu este în instituție, nici conducere nu este în instituție. Acum, momentan, acum n-aș avea pe cine să, la cine să vă fac legături. Eventual, să reveniți mai târziu. Surse neoficiale susțin că autorii actului de vandalism, care se putea sfârși dramatic, vor rămâne necunoscuți, deoarece sistemul de monitorizare video din zonă nu mai funcționează de mult timp.